Forțe de ordine suplimentare vor fi mobilizate de mâine și până pe 27 decembrie în toată țara, dar mai ales în zonele turistice și unde sunt evenimente speciale de Crăciun. 1400 de polițiști rutieri vor monitoriza zilnic traficul pe drumurile naționale și pe arterele de lângă centrele comerciale. Polițiștii rutieri vor acționa cu 290 de aparate radar și cu dispozitive care semnalează consumul de alcool și de substanțe interzise la volan, pentru a defista șoferii care pot reprezenta un pericol pe drumurile publice. Poliția recomandă șoferilor să conducă preventiv, să țină cont de condițiile meteo și să consulte site-ul Infotrafic când pleacă la drum. Recomandăm tuturor cetățenilor să aibă în vedere un minim de măsuri de autoprotecție pentru a petrece mini-vacanța de Crăciun în liniște și siguranță. Turiștii care petrec Crăciunul la munte sunt avertizați să nu se aventureze pe trasee periculoase închise publicului. Peste 5.000 de pompieri vor fi mobilizați pentru salvarea cetățenilor. În atenție sunt și lăcașurile de cult sau evenimentele publice unde sunt așteptați mulți oameni. Facem apel la toți cei care vor participa la astfel de manifestări să evite implicarea în activități sau în acțiuni de natură să tulbure buna desfășurare a evenimentelor. Măsuri suplimentare vin și în sprijinul românilor care pleacă sau se întorc în țară. Vor lucra 3.800 de polițiști la frontieră și vor fi deschise artere suplimentare de control. La Nădlac 2, Albița și Sculeni, cele mai solicitate vămi, se așteaptă în jur de 30-40 de minute. Lucrăm la capacitate maximă, astfel încât toți cetățenii să tranziteze frontiera și să ajungă la destinație într-un timp cât mai scurt posibil. Vă mulțumesc frumos, vă așteptăm cu drag acasă. În atenția poliției vor fi și comercianții de materiale pirotehnice. Pompierii atrag atenția asupra pericolelor la care se expun cei care folosesc neautorizat artificii și petarde. Sfaturi importante vin și de la specialiștii antidrog. Cei care merg la petreceri să nu bea din sticle deja desfăcute și să supravegheze prepararea băuturilor de la bar.